Ce, părinte, cine poate confirma că Maica Domnului a născut fix pe 25 decembrie? Bă, e ca și cum ai găsi un copil născut, uitat de cineva undeva, îl crești, dar nu-i recunoști nașterea că nu-i știi data. Efect, normal că îi pui o zi, ca să aibă el o onomastică. Deci, noi nu putem garanta că în anul 0, anul 1, când s-a născut Hristos, că atunci s-a oprit timpul în loc de la Hristos și până la Hristos, aia a fost ziua de 25. Era în preajma iernii, era în preajma recesământului, dar s-a stabilit că această zi să fie 25 decembrie, tocmai pentru scopul că arăta că o femeie naște în mod firesc. Și cu asta basta. Punct. Aceasta a stabilit Sfinții Părinți după sinodul lui Nestorie, când Maica Domnului intră în cultul bisericii. Apoi durează cele 8 zile, când Maica taie pruncul împrejur la biserică și sărbătorim noi sfârșitul de an normal, sau spunem noi anul vechi și anul nou. Noi nu putem vorbi de un vechi și de un nou. Asta este în înnoirea noastră, de fapt, tot pe linie dogmatică. Trecuta umbra legii este o cântare care se cântă la biserică și vremea Harului a sosit. Este nouă lumea pentru că este nou Dumnezeu ca formă de arătare, ca om. Și este veche lumea pentru că stă în întunericul și în umblatura și în umbra morții, pentru că nu era sub puterea Duhului Sfânt și nu era sub lumina, cum lumina lumii era pe pământ. Asta, de-aia vorbim de anul nou și de anul vechi. Noi când sărbătorim acel 31 cumpăna dintre ani, nu e nicio cumpănă, noi nu știm veșnicia de unde ține și unde se duce, dacă e veșnică. Deci, în primul rând, Dumnezeu e temporar, dar ca să ne convingă pe noi că există, s-a coborât El suvrem să ne dea un reper. Noi cum spunem, 7500 și ceva de la facerea lumii. Dar cum numărăm noi facerea lumii? O numărăm de la ieșirea lui Adam din rai. Când Adam a fost izgonit din rai după călcarea poruncii, a fost anul 1 pământesc. Și aici intră în contradicție cei care nu sunt instruiți teologic, care sunt puțin fundamentaliști, care sunt puțin câteodată mai fanatici sau mai pioși și spun, cum vine știința și spune că cu tare materie sau cu tare lucru sau cu tare fosilă sau cu tare săpătură arheologică sau cu tare civilizație a avut 3 milioane sau 3 miliarde de ani în urmă. Aia sunt anii eonici necunoscuți nouă, pentru că noi vorbim de timpuri, vremi și zile, vorbim de timpul de dinainte de Adam, când n-a existat Adam și Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Până să fie Adam omul, Dumnezeu ce a făcut? Uscat și mări și oceane. Păsări și dobitoace și pești și roade și copaci și pomi, referatul biblic. Apoi l-a plămădit pe om. Dar mai înainte de a-l plămădi pe om, ce a făcut? A făcut într-un început cerul, virgulă, ar spune, dar spune și pământul. Deci sunt două lucrări concomitente, dar noi nu știm spațiu și distanța lor dacă Dumnezeu e veșnic. Noi știm cât a durat sau cât timp a trecut până s-au selectat universul sau a pus Dumnezeu planetele sau a pus constelațiile sau a pus galaxiile. Noi vorbim de niște lucruri, cum spune fericitul Augustin când umbla pe malul mării. Doamne, cum să-ți înțeleg eu înțelepciunea ta, nemărginirea ta, adâncinea ta? Și ne spun tradițiile, un copilaș mic care stătea pe plaja mării, a făcut așa cu mânuțile în fața lui fericitul Augustin, două, așa că o gropiță și cu o nucă căra apa din mare în gropița respectivă. Fericitul Augustin, care era un ilustru și un filozof și la vremea respectivă un mare gânditor, care încercase toate ale vieții și până la urmă se regăsise în revelația divină al Dumnezeu. Și dar ce faci, pruncule, acolo? Mă gândesc să mut marea în gropița asta. Ești nebun? Cum ai putea face asta? E absurd! Sunt mii de valuri, kilometri de apă. Cum să încapă în gropița asta? Copilul se uită așa la el, se scarpe în frunte și zice, asta mă întreb și eu. Păi și dacă te întreb, de ce faci treaba asta? Dar tu, dacă ai o minte limitată și un creier atât de mic, cum vrei să înțelegi nemărginirile lui Dumnezeu în mintea ta, care are o anumită măsură, are o anumită formă de înțelegere și dispare?
Și atunci își explică fericitul Augustin taina dumnezeirii în taina minții omenești. Și așa ne explicăm foarte simplu de ce nu înțelegem noi vremile ionice, de ce nu înțelegem noi timpurile dumnezești, timpul facerii cerului, timpul facerii pământului, timpul facerii raiului. Și a sădit Dumnezeu rai spre răsărit și a pus și l-a îngrădit cu gard. Gardul era harul său, nu stătea să toarde ștacheți, beton, alarme, câini, table zincate, lampioane și ștacheți de brad sculptați. Nu. Era harul Dumnezeu. Și întâlnim aceasta în cartea lui Iov. Vine dracul nervos la Dumnezeu și spune, bă, de acum să mă ating de averea lui Iov dacă ai îngrădit-o cu harul tău. Bine, am să rădic harul, dar n-ai voie să te atingi de Iov. Și ia tot, dar de Iov nu se poate atinge. Pentru că sufletul e de natură divină. Ce întuneric are, ce amestec are întunericul cu lumina? Nu are niciun amestec. Lumina e lumină și întunericul e întuneric. Diavolul a căzut și este limitat, tolerat, îngăduit și se bucură de o anumită îngăduință milostivă a Dumnezeu, că putea să-l desfințeze, să-l ducă la neființă. Iar omul este desăvârșit, iubit, așteptat, dorit, căutat. Dumnezeu suferă în gelozie după el, exact ca într-o prietenie, când ai pe cineva și nu-ți dă importanță și nu te bagă în seamă și tu te cum, domnule, le-am făcut toate mofturile, le iubesc, țin la ele, am făcut declarații, tot ce a trebuit, i-am spus, cred că nu mai sunt cuvinte care pot fi spuse și totuși îmi întoarce spatele. Așa a fost Dumnezeu pentru umanitate, când a văzut că virtutea, desăvârșirea creației, omul cu trup, îngerul cu trup, îi întoarce spatele Creatorului, deși i-a povestit toate tainele lui, i-a arătat toate frumusețele, i-a descoperit toate înțelepciunile Dumnezeu și omul s-a întors cu spatele și s-a dus sus la poveste cu dracu, hai mă să facem noi o tovărășie amândoi. În felul acesta trebuie înțeleasă taina. De aia, așa spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiul a dat la moarte. Și ce fel de moarte? Pe cruce. Dar cum l-a dat? L-a dat prin întrupare. L-a dat prin naștere, ca noi să ne bucurăm de taina nașterii. Și i-a trimis pe îngeri, băi, explicați voi oamenilor taina, că degeaba a trimit un proroc, că n-ascultă de el, nici nu-l bagă în seamă. Și în mijlocul nopții, pe când păstorii, cei mai simpli oameni, cei mai curați, cei mai naivi, cei mai nativi, cei mai naturali, văd un înger la marginea jăraticului focului lor. Deci se apropie îngerul în lumina focului. De ce vine îngerul tocmai unde este lumina? Pentru că el nu e întuneric. Și zice, bucurați-vă, vi s-a născut vouă, Mântuitor, vi s-a născut mare, împărat, a răsărit lumină celor din întuneric, din latura și din umbra morții. Cum ar fi trebuit să reacționeze acei ciobani care în viața lor n-au văzut un înger? Au reacționat la neașteptat de frumos, neașteptat de interpretat minții omenești față de Luca și Cleopa, care văd străinul pe drumul Emausului și rămân uimiți de nepăsarea lui, de necunoașterea lui, de simplitatea lui, de naivitatea lui. Bă, tu ești singur în Ierusalim, tu nu știi ce s-a întâmplat zilele acestea, cum mai mari noștri l-au răstihnit și l-au ucis și l-au bătut în cuie pe Hristos, pe Iisus, care noi credeam că o să izbăvească pe Israel, bărbat puternic, bărbat tare în cuvânt, bărbat cu înțelepciune, care a făcut atâtea minuni. Și ne întoarcem aici la ciobani care... Păi bine, bine, îngere, tu ne spui ceva ce noi n-am auzit. Sigur că ne bucurăm. Noi am auzit de la părinții noștri, am auzit de la bătrânii noștri că trebuie să vină un izbăvitor. Dar dă-ne niște repere. Ce spui la GPS când te sui în mașină? Localitatea cu tare, județul cu tare, strada cu tare, numărul cu tare, orașul cu tare. Și ce-ți face robotul ăla din GPS? Luați-o la stânga. Luați-o la dreapta, ocoliți la 500 de metri, faceți dreapta la sensul giratoriu, opriți-vă în față, curbați stânga cu prioritate, fără prioritate. Și GPS-ul, ca un om, ca un inteligent, prin puterea informației, prin celula de înțelepciune inteligentă a metodelor moderne, a calculatorului, a robotului, te duci exact la destinație. În fața dumneavoastră, pe stânga, ați ajuns la destinația dumneavoastră. Ce le spune îngerul? Le dă reperele de GPS din cer. Mergeți în cetatea Betleemului.
mergeți și căutați un locaș unde veți găsi o iesle. Veți vedea dobitoace suflând cu nările pe prunc. Veți vedea o mamă ținând pruncul în brațe. Veți vedea o stea deasupra. Acela e împăratul vostru. Și aia lasă noaptea turmele, nu le mai veghează, îngerile și spun, noi auzim din colin. Astăzi porumbeii nu mai simt frica uliului, oile nu mai simt lipsa fiarilor care le poate sfârșea. În noaptea aceasta e pace pe pământ. Printre stele gângurește pruncul sfânt. De ce gângurea pruncul sfânt printre stele? Mesajul pruncului divin de jos, de pe pământ, însemnă, ați văzut, hai să fac o altă comparație mai simplă ca să o țineți minte. Aduci pruncul de la maternitate, îl alăptezi și în timp ce îl alăptezi și el stă liniștit la sân, în timp ce doarme, zâmbește. Cum poți să zâmbească un copil mic? Cine a descris lui zâmbetul? Cine a povestit când trebuie să râzi, când trebuie să plângi? Cine i-a vestit lui când trebuie să zâmbească în somn? El fiind până la 3 ani considerat minte inocentă. Deci nu înțelege, are doar niște simțuri materne, mirosul mamei, laptele mamei, vocea mamei. După câteva zile când începe să vadă privirea mamei, parfumul cărnii mamei, el are niște repere cu totul altele de identificare.